Astăzi ne aducem aminte de Eminescu. Ce ciudat! Noi ne aducem aminte de Eminescu când, de fapt, el ne-a adus aminte nouă cine suntem cu adevărat. Așa a spus Mihai Eminescu. Vai de țara unde ideile mor și oamenii trăiesc. Eminescu a făcut parte din prima categorie. El a murit pentru o idee. A trăit și a murit în final pentru idee. Ideea pentru care a murit Mihai Eminescu a fost aceea ca acest popor să aibă în sfârșit un destin. Să iasă, așa cum spunea Emil Cioran, din neantul Valah. Pentru aceasta, Eminescu a fost crucificat. Spunea undeva Mircea Eliade că dacă printr-o catastrofă naturală, Doamne ferește, acest popor român ar dispare de pe suprafața pământului și ar rămâne o singură carte scrisă de Mihai Eminescu, civilizațiile viitoare ar afla cine a fost cu adevărat. Mihai Eminescu, vina lui, păcatul pentru care a fost pedepsit, a fost acesta că și-a dorit din toată inima să înalțe poporul acesta la nivel de destin istoric. Constantin Noica spunea, în schimb, că noi suntem vinovați față de Eminescu de două ori. O dată că nu-l cunoaștem îndeajuns și a doua oară că nu-l facem cunoscut lumii îndeajuns. M-am gândit să-l parafrazez și să-i spun că mai suntem vinovați încă o dată față de domnul nostru Mihai Eminescu prin faptul că nu ne-am lăsat contaminați de el. Spunea undeva părintele Nicolae Steinhardt că poporul român are două verbe: a răzbate și a te descurca. Există un popor al lui Eminescu care a răzbătut prin istorie, format din eroi, format din martiri. Și există o populație a lui Caragiale care s-a descurcat, care a degradat cât a putut de mult dimensiunea demnă și o degradează în continuare acestui popor. Mihai Eminescu îi numea pe aceștia din urmă Românculi, de la homuncul. Se spune că homunculul în Evul Mediu era speranța alchimiștilor că pot să fabrice un om artificial. Așa vorbește Eminescu de românul degradat, care astăzi este într-un număr din ce în ce mai mare. Românculul, cel care e rușine că s-a născut în România, cel care își detestă condiția, cel care își o blestemă. A te lăsa contaminat de Eminescu înseamnă a te lăsa contaminat de dragoste de țară. Înseamnă a te lăsa contaminat de suferința acestei țări. Nu ne putem apropia de Eminescu oricum. E atât de important să vedem cum oamenii mari ai culturii au încercat să definească ceea ce de fapt este fără definiție. Visarion Bielinski, marele critic rus, spunea că literatura rusă, toată, se trage din mantaua lui Gogol. Aș putea, parafrazându-l, să spun că toată conștiința înaltă de a fi român se trage din Mihai Eminescu, așa cum literatura rusă se trage din mantaua lui Gogol. De acolo, de la el, ne vine demnitatea de a fi român. Steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă.
Poate de mult s-a stins în drum, îndepărtări albastră, iar raza ei avea acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea dânsă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Lumina stinsului amor ne urmărește încă, ne urmărește. Ce ciudat, prin anul 2000 jucam la Teatrul Național Mihai Eminescu, chiar pe Mihai Eminescu. E un text foarte bun care se vorbea despre jurnalistul Mihai Eminescu. Era anul Eminescu, anul UNESCO. Într-o seară la televizor, butonam așa și era un recital Mihai Eminescu. Știi unde era recitalul făcut? Cu actori, cu colegi de-ai mei. Într-o toaletă publică. Pisoar, am rămas șocat. Și la un moment dat, știu că după o lună, l-am întrebat pe regizor, Dumnezeu să-l odihnească, de ce ai făcut lucrul ăsta? Mi-a răspuns foarte dezinhibat, pentru că trebuie schimbat cadrul. Adică nu te-ai săturat de cravată la gât și cadrul oficial și să facem în spații neconvenționale. Dar zic, nu era neapărat nevoie cu cravată și nu-i neapărat nevoie ca să creezi un asemenea cadru. El era justificat. Acolo erau colegi de-ai mei. Știi de ce au făcut-o? Chiar mă întreb. Fii atent. O remarcă a lui Titu Maiorescu. Tare de tot. Ține-te bine. Ciudată, paradoxală, zice, un popor poate trăi fără cultură, dar cu o cultură minoră moare. Pe urmă am văzut în serie. Deci asta era o vulgarizare, o blasfemie vis-a-vis de Eminescu. Am avut altă etapă de demontare. O emisiune la televizor cu o doamnă profesoară care a explicat: m-am săturat de sintagma penibilă poet național. O țoapă, evident, pusă și plătită bine din afară, în care ne spunea că ea s-a săturat. Mie silă, stimați telespectatori. Lângă ea era un interlocutor pe măsură, atât avea frunte, din nou de la MTV, care a spus că el s-a săturat de Mihai Eminescu. În presa unor intelectuali de prestigiu de noștri, au spus că elevii de liceu s-au săturat de Eminescu. Și uite ce asociații. Am fost în China cu spectacol, am jucat la Beijing și acolo ghidul chinez mi-a spus ceva fantastic în aeroport. M-am întâlnit, zice, domnul Dan, când au venit comuniștii la putere, erau tot cu comuniști, dar vorbea de aia Fioră și cu Revoluția Culturală, au obligat familiile care dețineau vase imperiale de pe vremea așa, să le ia în fața casei și să le spargă, pentru că altfel îi împușcau. Bieții oamenii ce au făcut? Au luat vasul imperial și l-au spart. Da, zice, da, de adâncioburi am făcut cele mai frumoase bijuterii. E, ăsta este sentimentul meu, Victor, că vasul nostru imperial a fost Eminescu. Băieții noștri, mai ales intelectualii, l-au spart la ordin. Iar noi acum lucrăm din cioburi. Aș vrea să spun, Dan, că mergând pe firul ăsta al minimalizării importanței lui Eminescu în
cultura românească, în ființa românească. Foarte bine ai zis, în ființa românească mai ales. Să nu uităm totuși că dacă e să căutăm o matrice sufletească românească, ea cred că se suprapune, sau invers, dacă vrei, matricea sufletească a lui Eminescu se suprapune perfect pe matricea sufletească a României, a românilor. Vreau să spun că, mergând pe acest fir, constat și constat cu durere și cred că nu sunt primul, că noi în cinematografia românească, pentru că tu ești unul din mari actori români de teatru și cinematografie, noi nu avem un film dedicat lui Mihai Eminescu. Eu cred că suntem singurul popor care purtăm această rușine. Da. Că dacă de la emisiunea asta ar porni acest îndemn către cinematografia noastră, atâta cât mai e ea, să încercăm să facem un film despre viața lui Eminescu, despre opera lui, pe care poate că nici 1% din populația României încă nu o cunoaște. Să redescoperim și prin cinematografie, așa cum prin ochii lui, prin mintea lui Eminescu, l-am cunoscut pe Mircea cel Bătrân și demnitatea românească. Am văzut în timp ce ai spus de matcă, știi cum am văzut eu, poporul român, un râu fantastic, tainic, care își căuta Albia. Exact. Iar Albia este Mihai Eminescu. Al doilea lucru, mi-am venit în gând în timp ce spuneai cu legitima, nu atâta revoltă, amar sufletesc, te-am simțit în chestia asta. O remarcă a lui Nietzsche, a lui Friedrich Nietzsche, spune că un popor este mare nu prin numărul de genii pe care îl dă, ci prin felul cum poporul își omagiază geniile. Da. Să nu te aștepți. Nu, nu, Victor, nu vreau să te amărăsc. Filmul nu se va face. Pentru că trebuie să îndeplinite anumite ordine. Eminescu a fost condamnat. Vezi, el este nivelul cel mai înalt de conștiință românească al nostru. Nu ne-am sfiat să-l băgăm atunci în cămașă de forță. Nu ne sfiem nici acum să îl distrugem și să-l asasinăm încet, încet. Dar este ceva care nu poate fi omorât. Un om când se jertfește pentru neamul lui, neamul, nu vorbesc populația de astăzi zăpăcită, îl ține în inimă. Știi că brâncovenii, când au fost executați, primul lucru care a făcut sultanul după gestul ăsta odios și unic în martirologia lumii, l-a chemat pe patriarhul Constantinopolului, care mâncase din palmă patriarhul lui Brâncoveanu. Și a zis să dea anatema, ca nu cumva să fie canonizat. Și au trecut vreo 200, Brâncoveanu a fost canonizat prin 1193. Fă-și tu calculul de la 1714, 15 august, până în 1993. După câteva sute de ani, poporul român l-a canonizat în interior. Felul cum mi-ai spus tu de Eminescu, el face parte, avem în inima noastră substanța lui. Restul, sigur, cum să zic, există degenerări, există forme, întotdeauna, știi, el s-a mistuit, mi-aduc aminte de o remarcă, a fost chemat la palat, Carmen Silva, regina, cu greu s-a dus, foarte greu s-a dus, că nu suporta. Vino cu acea iubită a lui tati. Este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla. Ioși, ea este... Eu cred că Eminescu ar fi iubit-o foarte mult și ea pe Eminescu. Este mult mai fidelă decât criticii noștri care sunt responsabili. Fii atent, Ioși. Ioși înseamnă în japoneză, stimați... Noroc, e norocoasă. Noroc. Noroc. Ioși, noroc. Și Iohannis Ghinion. Așa. Și ce vreau să spun? Ioși, vino aici. Victor, l-a întrebat regina, Carmen Silva, domnule Eminescu, cum scrieți dumneavoastră versuri? Și a zis, majestate, eu scriu versuri așa cum cade frunza din copac. Bă, ce frumos! Ar da? Da. Chesterton, englezul, poetul englez, el zice, eu îmi muguresc. El ardea, Victor,
El arde atunci că în esență, în poporul ăsta, noi ne mistuim. Și atunci noi, cum ai zis tu cu matca, acolo ne-am întâlnit. Ai zis un lucru teribil de frumos, că prin el ne-am întâlnit cu Mircea cel Bătrân. Un țăran atât de simplu, după vorbă, după port, deci el nu venea cu girofarurile. Era o simplitate voivodală, pentru că țăranul ăla, Eminescu, ne-a înțeles sufletul mai bine ca oricine. Și a știut că cel mai, cum să zic, ales dintre țărani trebuie să fie voivodul. Întâlnirea cu Baiezid. Întâlnirea asta cu fiara istorică. Și el îi pune pentru prima oară o imponderabilă. Cam cum ar trebui să punem noi la barbugii ăștia care ne joacă destinul. Știi? Țăranul ăla îi zice, n-avem moști. Noi avem tancuri, avem bombe atomice, ca acum. Dar iubirea de moșie... Da, e un zid. E un zid, e un zid, fii atent. Dar iubirea de... spăimântă de-a ta faimă, Baiezid. Victore, avea oști. Deci, n-avem moști, este puterea care te întrarmează. Dar iubirea, iubirea, știți cum zic călugării, să fii întrarmat, este o stare sufletească. Dar iubirea de moșie e un zid care nu se înspăimântă, i-a tras atenția. Finalul, și abia plecă bătrânul, ce mai freamă, ce mai zbucium, codru clocotit de zgomot și de arme și de bucium. Aveam oști. Și acum, fii atent, o remarcă teribilă. Deci eram înarmați, eram și întrarmați și eram și înarmați. Mircea n-a apelat la NATO. Era pe cont propriu, da. Nu era slugă. El n-avea nevoie, eu zic că istoria s-a schimbat, nu, imperiile au rămas la fel de ordinare și de crude, nu știu ce. Două armate, la fel de bine pregătite, câștigă cea care este cea mai îndurerată, la Oță. Noi eram îndurerați. Ce călca ăla pe pământul nostru? Miza noastră era mult mai mare, era sufletească. Sigur că da. Miza pe cea mai înaltă. Ăla venea să ia ca și acum. Da. Înțelegi? N-avem moști. Dar avea și o asta. De a atras atenția, a pus o imponderabilă. Unul dintre cele mai oribile lucruri de tip ordinar pe care am văzut în această pandemie, sigur, inițiativa e de bună intenție, dar infernul s-a pavat cu bune intenții și deoarece gradul de analfabetism sufletesc, Victore, crede-mă, iese în stare de criză, au făcut o bancnotă, știi, cu Mihai Eminescu. I-au pus bodnița aia, dumne, pe față. I-au zis, știi ce a zis ăla în creierașului? Că așa lumea se va păzi. Până mai am văzut și pe aia de la Sibiu, că i-au pus un noica. Conștiințe. N-avea voie să pună, pentru că ne aflăm în domeniul semnificației, Victore. Bineînțeles, al simbolurilor. Al simbolurilor. Exact. Zice Alexandru Dragomir, mare filozof, o intraductibilă. Pentru mine, această țară, acest teritoriu, e țara mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Pentru mine, un fenomen lingvistic oarecare este limba mea. Pentru mine, Mihai Eminescu este ceea ce este. Nu poți să pui, mă, nenorocitule, lucrul ăla. Dar ăsta arată un simbol. Eu au vrut să pun, sigur, nu vorbim epidemiologic, aia da, dumne, nu faci asemenea gest, pentru că acolo sunt la nivel de semnificație. E ca și cum l-au băgat pe Eminescu în cămașă de forță și au și pus și asta, să nu mai vorbească. De ce se sperie ei, Victore? De faptul că Eminescu încă ne vorbește. Încă ne vorbește și încă are o putere extraordinară în poporul român. De asta le e teamă. Da. Pentru că da, descoperindu-l pe Eminescu, ne redescoperim pe noi și știm ce avem de făcut. Victor, am citit, știi că oamenii mari se uită altfel la cei mari, pot să vadă. Nicolae Iorga, tu care cânți și cânți pe vers și știi ce înseamnă să vibrezi sunetul, să vibreze, pe vers, nu te poți juca cu cuvintele. De asta, cum să zic, și muzica ta a pătruns sufletește extraordinar, că nimeni n-a făcut exerciții de stilistică. Ce limbă a găsit Eminescu, zice Nicolae Iorga? Nu limba nelucrată a poporului român, ci graiul popular cizelat prin literatura grecească, aia ortodoxă.
el a găsit limba română încreștinată. Fii atent. Tu iei un motiv popular și zici, aia nu mă interesează folclora asta, mai mi-e muzică. Nu. El n-a disprețuit literatura veche, domne. Fiecare carte pe care... Este exact cum educația inversă de astăzi la vieții tineri și la ăștia, cum să zic, care zic că vor o țară ca afară pentru că nu o cunosc pe aia dinăuntru. Cu alte cuvinte, cum să spun, el a descoperit izvorul. Și l-a apreciat. Acolo, exact. L-a apreciat, acolo e folclorul. Acolo, e natura noastră. Exact. Acolo e natura noastră. Acolo e natura. Și el în fiecare carte trăia. El a accesat la sufletul adânc al acestui neam. Din punct de vedere literar, să știi că între Eminescu și ceilalți nu e nicio evoluție, este un salt. Pe uite, e Năchiță Văcărescu, Costache Conache, Cârlova, dinainte, da. Bolintineanu și odată apare el. Este o fâlfâire, Sadoveanu a zis, este o fâlfâire unică în literatură. Dar el apare nu dintr-un neant. Apare, el i-a apreciat, el l-a apreciat pe Vasile Alexandrii. La mine, Bibanul Dumnezeu să ordinească, când vorbea de Vraca, avea o lacrimă aici. S-o denotara, nici mai prinsese. Deci, nu venim ca ăștia din, cum să zic, generație spontană. Și atât, ce ai zis, un lucru formidabil. Atâta timp cât poporul român îl ascultă pe Eminescu, are putere. Puterea cuvântului. Să nu uităm că aceste cuvinte nu sunt doar așa niște mărunțișuri. Cuvintele au ceva viu în ele. Vine de sus, de acolo, bineînțeles, la început era cuvântul. Deci este ceva viu, da, profund. Ori el aici a lucrat la cuvânt. Victore, da. Fii atent, că vorbim ca portoricani în călecadă, e bine, pentru că ai atins un subiect extraordinar. Fii atent ce zice Iorga. Până la el era poezie de salon. Cu zâmbete, cu floricele, versificam și după francezi și dintr-o dată ce s-a întâmplat, ca pe drumul Damascului, ca Saul, care a fost fulgerat de cuvântul lui Hristos, dintr-o dată cuvântul lui Eminescu ne-a trezit. Și asta ai sezizat tu. Cuvântul. Ion Petrovici, marele filozof, zice, nimeni n-a purtat limba română pe unde a purtat-o el. Aș mai spune doar că undeva, când îmi judecam propria ființă și încercam să deslușesc anumite lucruri și ceva misterios în mintea mea. Nu, unii au, că se spunea și așa și e, au mai multe circumvoluțiuni decât alții. Și cum sunt circumvoluțiunile astea? Cum se dezvoltă ele? Cum cresc odată cu copilul? Și am ajuns la concluzia că aceste circumvoluțiuni sunt într-o legătură foarte apropiată cu limba pe care o vorbești. Pentru că înșiruirea cuvintelor se face printr-un anumit raționament. Există o logică în înlănțuirea cuvintelor ca să transmiți acte simple, da. Acțiuni simple. Și atunci tragi o concluzie, poate de poet, aceste circumvoluțiuni sunt născute de limba română. Pentru români. Teribilă remarcă. Pentru bulgari poate fi. În limba bulgară. De aceea și diferența între neamuri. Ai făcut o observație pe care n-am găsit-o nicăieri. Este vorba de un câmp asociativ. Alte sinapse. Exact. Sinapse sentimentale. Eminescu culege versul ăsta din popor. Suferă și pătimește și să auzi iarba cum crește. Și din asta izbucnește versul lui: nu credeam să învăț a muri vreodată. Păi versul ăsta este pur tânăr înfășurat în manta lui Gogol, da. Pe care vorbeai la început. Da. E, este aproape o crucificare. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi.
și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechi dacii, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. Am citit la Jorge Luis Borges. O zic, ce legătură are Jorge Luis Borges cu... Uite, spun imediat, apropo de asociație și de limba română și de un câmp asociativ. Are o carte minunată, Cartea de Nisip. Și zice, superstiția cititorului. Și domnule, tot am văzut că vorbiți de Cervantes, Don Quixote, că este un roman baroc, că este un roman structuralist. Nu înțelegeți că omul ăsta a strigat dintr-o durere profundă. El care își priduse mâna la lepatul acolo, a fost prizonier, cum se zic, la pirați, atâția ani la arabi. Nu înțelegeți că omul ăsta a strigat și voi faceți coafură, faceți style aici, îl puneți pe ăsta, îl rujați cu romanul baroc structuralist. Așa și tu, aici cuvântul acesta românesc, limba română, s-a călit, odată s-a dus în profunzime prin credință, prin ortodoxie, prin faptul că noi ne-a rugat în limba română. Ea a crescut în adâncime. Uite, un alt exemplu. Părintele Stăniloae s-a dus cu Filocalia și a citit lui Emil Cioran. Și Emil Cioran, care nu era credincios, și a zis, Dumnezeule, dacă eram mai tânăr, începeam să cred în Dumnezeu, pentru că cuvintele acelea din Filocalia traduse în limba română îl zdrobeau. Eu am avut o conferință despre corp și am zis, corp, dar trupul este intraductibil. Acest trup, fiind străbătut de suflet, zice Părintele Stăniloae, din ceva devine cineva. Acest cuvânt luat de Eminescu, din ceva a devenit cineva, l-a anobilat. Gândindu-mă aseară la întâlnirea noastră, știi că eu mă gândesc la întâlnirea noastră ca la o întâlnire a unei mari prietenii. Așa. Și, cum să spun, ne hrănim reciproc. Știi ce era limba română până la el? Gheorghe Asachi, săracul, cum să zic, un promotor al limbii române, era distrus și zicea, domnule, este limbă de stână considerat. Pentru că la Caragia Vodă se vorbea în grecește, la curte, în italiană, în franceză, diplomația, în matematică pentru calcule. Și ce biata limba română, este limbă de stână. A venit Gheorghe Lazar peste munți și a urcat-o, domne, în școală, a urcat-o pe scenă, a urcat-o pe altar. Și m-am gândit, să-i zic lui Victor că Eminescu a luat-o de pe altar și s-a rugat cu ea la Dumnezeu. E frumoasă? Da, e foarte. Bine, cu ea la Dumnezeu s-a rugat toți românii. Da. Dacă el nu s-a rugat nimeni. A înălțat-o. A înălțat-o. Și ce ai zis tu, câmpul ăsta asociativ, domnule, ți se creează altfel în limba română. Și de asta a trădat și în orice limbă de pe suprafața pământului, în engleză, știi? Zicea Carol al V-lea, când înveți o limbă străină, înveți un alt suflet. El nu poate fi disociat de limbă. El a îmbogățit-o, a anobilat-o. Cred că Marta Bibescu a spus la un moment dat, când vorbești despre Eminescu, este imposibil să nu vorbești în același timp despre limba română. Creator din limba română. Exact, făuritor. Da. Noi vorbim acum în limba lui Eminescu. Da. Da, minunat ai spus. Dar aș vrea să spun că în perioada comunistă, subiectul Eminescu nu putea fi evitat în manualul de școală. Da, da, da. Și în cultura noastră. Era imposibil pentru că Eminescu exista dinainte și el nu mai putea fi... I-au încercat să-l scoată pe vremea lui Iurghiu Deci. Dar ce au făcut? Au lăsat numai partea de poezie, de poet. Da, 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 l-au trunchiat. Dar Eminescu este mult, mult mai mult decât poet. Păi, știi ce îmi dai la plasă? Ce am pățit la Botoșani? Asta încerc să fac. Am 25 de ani. Și m-am dus, am mai spus-o, dar mi se pare minunată pentru că tu ai adus-o.
Și m-am dus la Botoșani, păi eu la Botoșani, zicea harta în cui, da, da, harta în cui, e. Și acolo m-am întâlnit cu secretarul literar al teatrului, domnul Glăvan, Dumnezeu să-l odihnească, un om foarte inteligent. Și pe semne m-a citit, așa, și acolo în birou la el zice, Dănuț, Eminescu n-a fost numai poet. Și m-am revoltat, zic, cum puteți spune așa ceva? A fost și conștiință. Păi de-aia comuniștii l-au decupat și se ocupă ăștia de acum să-l lase numai poetul genial, pentru că le-e frică de această conștiință. Ce ai zis tu? Puterea, ai zis-o minunat. Puterea. Gândește-te că la 1826, Dinicu Golescu, cum zic, boier cult, a scris Însemnarea călătoriei mele. Dacă te uiți, a folosit vreo 200 de cuvinte. Racine, pe la 1600 și ceva, a folosit vreo 2000. Păi gândește-te ce a făcut Eminescu de la 23 de ani, de la 24 de ani, la 33. Limba. A explodat. A explodat. Aici îi suntem datori și am sentimentul tot timpul că e datoria noastră veșnic neplătită pentru el. E bine că cei de astăzi vor să îl asasineze. Știi că asasinatul lui Eminescu a fost în timpul vieții, când premeditat politic, a fost odată ignoranța contemporanilor. Doi, demersul politic, pentru că el vrea să salte România, să-i dea destin și a incomodat și a fost băgat în cămașă de forță. Pe urmă, a mai sesizat o altă etapă de asasinare când au venit mitocanii bolșevici și l-au ascuns total. Pe urmă, l-au decupat și au zis numai împărat și proletar. Iar eu nu mă așteptam, Victor, de asta am început discuția, să Ca luăm pe după Eminescu recitat în veceu în numele libertății de expresie. Și atunci profesorul meu, Gheorghe Ceaușu, Dumnezeu să o odihnească, căruia am dedicat cartea Omul Liber, a zis, Dane, înainte comuniștii răsturnau valorile, acum ăștia le diluează. Minima, aia, țoapa aia care făcea, m-am săturat, mi-e silă de sintagma, ea lucra acolo ca un șobolan, să minimalizeze. Am fost la casa lui Brâncuși. Și cu asta, cum să zic, îmi închei avalanșa, dar tu m-ai provocat. Pentru că știu că te doare. Da, eu chiar asta și vreau Știu, să te știu. provoc, Păi mă pentru că provoc pentru că te am doare. văzut ce scos din tine. Atât de minunat încât fac tot posibilul să scot tot. Te văd că mă scurci ca pe Da. lumeie. Victor, fii atent, am mers la casa lui Brâncuși. Și cura hobița. Peste tot erau steaguri cu nu prin țară. Tocmai am să fac o reclamă cu bănci, cu Brâncuși, foarte frumos. Casa era o mizerie. Păstrată, vai de capul ei, cu multe falsuri. În interior era o doamnă ghid de mare calitate. Ea m-a mirosit, nu știa că sunt Dan Puric, nu, nu, a mirosit. Ce crezi că m-a agățat așa? Domnul meu, știți cine a oprit testamentul lui Brâncuși? Că el, bietul Brâncuși, minunea asta, altă minune a poporului român, a vrut să lase prin testament Toate atelierul operele și lui, atelierul. da. Cu el ne-a fi plătit datoriile la butaforiile astea politice care ne încarcă cu butaforii. Pe zic, guvernul. Guvernul a dat la Uniunea Scriitorilor, din câte țin eu minte. Oprește-te. Mă opresc. pentru că nu vreau să le zic numele. E mai bine, da. Știi ce a zis Brâncuși? Nu-i nevoie ca cineva din afară să omoare arta. Se ocupă unii Cei artiști. dinăuntru, cei din Pentru interior. că dacă noi spunem numere, intră în depresie oamenii aceștia care ne ascultă cu sufletul deschis și se deznădăjduiesc. Dar ai auzit de cuvântul pismă? E mai tare decât gelozia. Sfântul Vasile cel Mare zice, eu sunt gelos pe Victor Socaciu că are mașină. Dar dacă îmi iau și o mașină la fel ca el, nu mai sunt gelos. Pismașul nu, și-o păstrează în continuare. Ai înțeles? Da. E pe popor român o pismă. Cum e posibil, Victore, să se nască din poporul ăsta clăcaș și iobagi și un colț al Europei mâna asta de genii? Cum a fost posibil să se nască pe acest pământ un om pe a cărui biografie și Buddha ar fi fost gelos? A zis-o Cioran. Și Buddha ar fi fost gelos. Cum e posibil? Dă-mi și mie niște repere când fugi în munți cu turcii, fugi. Radu Rosetti spunea, pe la 1800 și ceva, situația este perfectă asta de acum. Protectorat rusesc, Moldova,
suzeranitate otomană, domnitor fanarioți și noi în bordei. Acum, pe noi, o structură imperialistă care zice că ne dă libertate, conducători fanarioți care merg cu punga și slugile clare, așa pe care Eminescu, cum să zic, din groapă îi amendează. De-aia vor să le, ha? Și noi în bordei. Corect. Vezi? Cum ar fi Eminescu în ziua de azi? Cetățean român în 2021. L-ar fi asasinat mult mai repede. Da. În primul rând îl făcea omul rușilor, naționalist, ortodox, fanatic. Încep să mă uit mai atent la tine. Da, că... Înțelegi? Da. Deci îl catalogau pentru că trebuie compromis. Știi, Iisus Hristos, Maica Domnului și lucrurile sfinte noi. Ei nu s-au sfințit să zică că e copil din flori. Da, dar erau florile lui Dumnezeu, ca să le răspund așa. Nu s-au sfinu. Cum să zic, criminalii de atunci nu dau mână cu criminalii ăștia de acum. Noi zic că, pe semne că și ceea ce spunem noi, demersul nostru, că de fapt este o mărturisire cu lacrima, dar în care cel care ne ascultă trebuie să știe că în noi lucrează puterea, ce zis tu, esențial, puterea lui Eminescu, puterea de a fi român. Este, de asta a zis tuția, sumă lirică de voivozi. Păi voivozi erau capital de putere, domnule. Voivozi erau un capital de putere. Această dragoste, el a călătorit foarte mult. El fiind sufleur, da, a călătorit fantastic de mult. Știi că eu am fost cu teatru și am călătorit imens de mult. Și eu la Botoșan citeam ce a tradus el la 19 ani, Ernest Röcher. Îl rugase Pascali, minunea asta de om care a fost la baza teatrului românesc, trebuie să mai cultive pe actori. Și Ernest Röcher era un estetician de tip, să zicem așa, hegelian, dar nu facem noi filozofia, acum nu ne interesează. El vrea să se ridice nivelul, că acolo vorbea despre arta actorului, despre, să spun, mă fascină. Eu am uitat ce a scris Ernest Röcher, m-au fascinat notițele lui de puști de 19 ani. Zice, ale lui Eminescu. Da, da, da. Zice, cuvântul are un suflet. Consoanele sunt ca stâncile și vocale sunt ca valurile. 19 ani. Înțelegi? Și eu citeam acolo îngrămădit, dar el, din cușca aia de sufleur, înțelegi, mergea, a cunoscut poporul. I-a cunoscut, cum să zic, la Blaj, te salut, mică da, Romă. Și o dramaturgie universală care l-a clădit. L-au găsit în graj. Deci da, l-au găsit într-un graj, l-au găsit prin port la un moment dat, la Giurgiu. Dar citea Schiller și traduce. Deci, dar știi că traducerea aia nu a terminat-o, deși da, traduzese câteva sute de pagini, pentru că primise în sfârșit un sprijin pentru a-și continua studiile la Viena. Și l-a părăsit pe Pascali și a plecat la Viena. La Viena. Unde, bineînțeles, că nu s-a ținut el chiar așa tare de cursurile pentru care fusese trimise, pentru că era atras de filozofie și de alte cursuri care erau în afară. Da, da, ai observat de ce? Să stătea două zile la filozofie, trei zile se ducea la drept roman, era un mare profesor, Rudolf Iring, teribil, a și citit din el. Deci el a avut, Zimmermann, tot așa, a avut contact cu marile personalități europene. Le absorbea cu o viteză fantastică. El nu mergea până la capăt, că n-avea nevoie. El absorbea. De asta Constantin Noica a zis omul de plin al culturii. Și a apărut o tanti din asta cu fustă de la Uniunea Scriitorilor care zice, ce exagerare. Săraca ea credea că este un șoarece de bibliotecă. El respira, absorbea în fracțiuni de secundă ce aceea altora le trebuie ani de zile. Asta e capacitatea unui om de geniu. Da, și el s-a întors el s-a întors din Occident, nu cu influență occidentală. Și zice, Iorga, zice, până la el am fost influențați din afară, de la el am fost influențați dinăuntru. Da. Ca Eminescu. Ca Eminescu. Eminescu nu este ca Schiller. Eminescu nu este ca Byron. El i-a citit pe toți, i-a asumat. Profesorul meu, Gheorghe Ceaușu, similez-mă, el zice, ce zice Francis Bacon, trebuie să fii ca lupul care a mâncat oaia. Conține oaia. O conții. El, sau tot Francis Bacon zice, trebuie să fii și ca păianj, nu și ca albina. Albina merge din floare în floare și culege. Păianj nu scoate din el. E minunată remarca lui Francis Bacon. Te duci, el a mers ca albina. La literatura veche, la Occident,
și a cules. Și m-a scos din el, ca păianjul. A prelucrat. Alții au rămas albinuți. Albinuța, da. Bâz. Victorie, m-am gândit că nu trebuie noi să-l reabilităm pe Eminescu, că el ne-a reabilitat pe noi. Desigur, numai că suntem datori să facem ceva. Ca intelectual român cum ești, aș vrea să te lupți pentru Eminescu așa cum o faci de altfel, dar să încercăm să strângem o oaste de intelectuali pentru a-l reabilita în fața propriului său popor. Victor, știi ce mi-a trecut prin cap? Eram stagiar la Botoșani și m-au dus să recit Eminescu. Și nu știam poezia respectivă pe din afară. Mi-a zis operatorul, nu-i nimic, o prindem cu o pioneză pe un copac. Și îmi fâlfăia aia, vinul codul la izvor, uite, așa făceau versurile. Și până am văzut o imagine incredibilă. Iazul ăla, lacul ăla din Ipotești, unde el a respirat. Pentru el codul era natura dragostei lui. Era un activist de partid care mergea și îl dădea cu picioarele pe frunze. Zicea, aici trebuie betonat, domnule. Eu mă ocup să pun frunzele înapoi. Da, super. Hai, Doamne ajută. Nu credeam să învăț a muri vreodată, pur tânăr înfășurat în mantani. Ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale-mi, suferință tu, dureros de dulce. Până-n fund băui voluptatea, morțime îndurătoare, neîndurătoare. Și-al carderiu chimit ca nesus, orca hercul înveninat de hainai, focul meu al stinge, nu pot, nu pot, cu toate apele mării, nu pot, nu pot, nu pot, cu toate apele mării. Pe-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu minus din el ca pasărea Fănix, pasărea Fănix. Iar-mi ochii tulburător din care vino iar în nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, liniștit, pe mine miere tămă, ca să pot muri liniștit, pe mine miere tămă, pe mine miere tămă. Pe mine, mie, redă-mă.